Bună seara! În această seară, democrația a triumfat. Le mulțumesc românilor că au ieșit la vot astăzi pe caniculă și au dat legitimitate candidaților aleși. Partidul Social Democrat a câștigat alegeri. Tot ce am obținut astăzi reprezintă încrederea pe care ne-au dat-o românii, dar și munca fiecăruia dintre colegii noștri. Votul dat astăzi a confirmat că am guvernat bine într-o perioadă complicată, iar măsurile luate de Partidul Social Democrat la guvernare au fost apreciate de către români. Partidul Social Democrat a obținut un scor mai bun în comparație cu alegerile din 2020. Vom avea mai multe consilii județene, mai mulți primari în municipii reședință de județ, mai mulți primari în orașe, în comune și mai mulți consilieri județeni și locali. Iar acest lucru se vede și în scorul alianței politice de la europarlamentare, unde am obținut peste 50% din voturi. Ne-am îndeplinit obiectivul. Guvernul pe care îl conduc are legitimitatea românilor. România va avea o voce puternică în Parlamentul European și vom putea lupta pentru obiective precum Schengenul terestru, salariul minim european și mai mulți bani pentru agricultură. Pe de altă parte, scorul de la Primăria Capitalei este o lecție de democrație pe care o respectăm. Îi mulțumesc Gabrielei Firea pentru că a făcut o campanie foarte bună și a făcut tot ce a putut pentru ca Partidul Social Democrat să aibă un scor bun în București. Avem o luptă foarte strânsă în sectoarele 1 și 2, care se va da până la numărarea ultimului vot. Fac un apel la toți oamenii noștri din secții din București, dar și din țară, să rămână în secții până la ultimul vot și ultimul proces verbal. Este esențial acest lucru. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru efortul depus în această campanie. Vom reveni în această seară pe măsură ce vom avea toate rezultatele din teritoriu. Mulțumesc. Sunt ferm convins că vom veni în conferință de presă după ce încep să vină rezultatele concret. În acest moment avem un exit poll. Din punctul dumneavoastră de vedere este relevant, la fel am avut și anul acum 4 ani, la sectorul 1 o diferență de 10%. M-ați întrebat și încerc să vă răspund. Și acum 4 ani, la sectorul 1 a fost o diferență de 10% și până la urmă, ați văzut cu toții că au fost în câteva sute de voturi. Am respectat pe cei care au făcut exit poll-ul și tocmai de aceea i-am mulțumit doamnei Gabriela Firea, dar așteptăm până la sfârșitul numărării voturilor din toate secțiile de vot. Mulțumim mult! Domnule prim-ministru, doamna Firea, stați să ne spuneți noastră ceva. Mulțumim mai mult. Credeți că poate fi răsturnat acest vot? 21% diferență între dumneavoastră și domnul Nicu Șordan.